Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla și vă prezint o resursă pentru clasa 6-a, scăderea numerelor întregi la disciplina matematică. Să începem cu un exemplu. Datorii anulate. Paul a rămas dator la colegului de clasă Radu cu 7 lei. Radu i-a plătit prețul biletului la cinematograf. Bunicul lui Paul îi promite că îi va plăti el banii lui Radu, astfel bunicul preia datoria de la Paul. Dar după un timp, bunicul își dă seama că nu va ajunge la școală să-l întâlnească pe Radu, îi dă lui Paul cei 7 lei. Să vedem care ar fi situația financiară a lui Paul. În primul moment, Paul are o datorie de 7 lei. Adică, am putea să zicem că Paul are minus 7 lei. În momentul în care bunicul preia datoria lui Paul, atunci, din cei minus 7 lei care i-a avut Paul, bunicul scade acei minus 7 lei, că a preluat el datoria, deci Paul are 0 lei. În momentul în care însă bunicul îi dă cei 7 lei, care urmează Paul să-i dea lui Radu, Paul are 0 lei. Ceea ce putem să observăm de aici, că este tot una dacă din minus 7 scad minus 7 sau dacă la minus 7 adunăm 7, în ambele situații obținem 0. Să vedem un alt exemplu, temperatura medie. Avem o diagramă aici care arată temperatura medie din România pe o perioadă foarte lungă de timp și în acest tabel am preluat câteva din temperaturile medii noaptea, pe numai câteva luni. Întrebarea la care vă rog să răspundeți este: cât este diferența dintre temperatura medie din luna august și cea din ianuarie? Pentru a face această diferență, poate vă ajută acest termometru. După cum vedeți, unul, linia roșie, este reglată la 16 și linia albastră este reglată la minus 6. Vrem să aflăm cât este diferența. Se pare că diferența dintre cele două, dintre nivelul coloanei roșii și celei albastre, este de 22. Adică 16 care erau în zona pozitivă și acei 6 care erau în zona negativă. Diferența este 22 de grade. Al treilea exemplu este cu broscuța Alex, care trăiește pe marginea unui lac și, după cum vedeți, pe marginea lacului avem și axa numerelor cu cele trei elemente: origine, sensul pozitiv și, desigur, și unitate de măsură. Alex, momentan, după cum vedeți, se află pe frunza cu coordonata minus 2. Ce se întâmplă dacă din minus 2 vrem să scădem minus 6? Păi asta ar însemna că Alex, de pe această frunză unde se află în acest moment, trebuie să se deplaseze 6 unități în sensul negativ, pentru că trebuie să scădem 6. Alex a făcut această deplasare. Unde a ajuns? Alex a ajuns pe frunza cu coordonata minus 8. Deci am făcut o altă scădere, minus 2, minus 6 ne dă minus 8.
Să vedem acum alte exemple de scăderi, tot așa pe axa numerelor. Cât ne-ar da dacă am încercat din minus 9 să scădem pe minus 3? Gândindu-ne exact la fel cum am făcut și adineauri pe axă, broscuța Alex prima dată se va deplasa în acest punct, adică în punctul cu coordonatele minus 9, și pe urmă din acest punct, din moment ce este scădere, deci trebuie să scădem 3, se deplasează 3 unități în sens negativ. Adică broscuța Alex a ajuns în acest punct, în punctul cu coordonate minus 12. Să vedem al doilea exemplu, 4 minus 6, adică broscuța Alex prima dată se deplasează în punctul cu coordonate 4 și pe urmă avem o scădere, trebuie să scădem plus 6, deci înseamnă că se va deplasa 6 unități în sensul negativ și broscuța Alex va ajunge în punctul cu coordonate minus 2. Să vedem ce se întâmplă dacă al doilea număr pe care dorim să scădem este negativ. Putem să gândim exact la fel pe axă. Deci Alex prima dată se deplasează în punctul cu coordonata 8 și avem de scăzut minus 2. Adică de data asta nu se va deplasa în sensul negativ, ci acel minus minus 2 înseamnă că ne deplasăm în sensul opus. De fapt, la 8 unități am mai adunat 2. Rezultatul ne-a dat 10. Și ultimul exemplu, cum o să facem dacă din minus 4 vrem să scădem minus 6? Păi în mod similar ca și în exemplele până acum, broscuța se deplasează în punctul cu coordonatele minus 4 și pe urmă din acest punct dorim să scădem minus 6, deci se va deplasa în sens pozitiv ca să arătăm acel minus minus 6. Broscuța va ajunge în punctul cu coordonata plus 2. Putem să abordăm și altfel scăderea numerelor întregi. Ați văzut până acum abordarea cu deplasarea pe axă, dar ne putem gândi deja și la adunări. Voi deja știți să faceți toate aceste adunări cu numere întregi. Ce s-ar întâmpla dacă în aceste adunări unul din cei doi termeni nu i-am cunoaște? De exemplu, în prima adunare nu știm ce număr se află sub fața zâmbitoare. Sau cum am aflat atunci acest termen? Păi știm deja din clasele mici că dintr-o adunare termenul necunoscut se află printr-o scădere. Adică din 8 scădem celălalt termen și obținem plus 5. În mod similar o să avem și la cealaltă adunare. De data asta am ales să acopăr termenul minus 7. Cum aflăm termenul necunoscut? Tot printr-o scădere. La următoarea adunare, în mod similar, am acoperit al doilea termen. Cum putem afla termenul necunoscut dintr-o adunare? Desigur, aveți dreptate prin scădere. Și deja și știm cât este rezultatul acestei scăderi. Și la ultimul exemplu, termenul necunoscut a devenit primul termen. Cum putem să aflăm un termen necunoscut dintr-o adunare? În mod similar, ca și până acum, prin scădere. Deja ați efectuat foarte multe scăderi cu numere întregi. Felicitări! Fiecare însă din aceste scăderi, dacă vă uitați, poate fi scris sub o formă mai simplă. Dacă ni se pare prea complicat ca să scriem minus plus 3, putem să scriem într-o variantă mai prescurtată, pur și simplu 8 minus 3. La a doua e minus 4 minus 3. La următoarea
e minus 8 plus 4. Și ultima scădere putem să o scriem într-o variantă mai simplificată. Hai să provoc să faceți acum un exercițiu, și anume piramida scăderii. Dacă vă uitați, am desenat aici trei piramide. În fiecare piramidă, numărul de sus este 7 și trebuie să exprimați numărul acesta ca o diferență de cele două numere care sunt sub numărul 7, adică în această situație 7 este 8 minus 1 sau la fel 8 este 6 minus minus 2 sau 1, numărul ăsta de aici, este minus 2 minus minus 3. Deci numerele acestea trebuie completate în așa fel ca de fiecare dată să avem scăderi similare cum ați văzut în primul exemplu. Dar mai avem niște condiții. Întotdeauna trebuie să avem cel puțin un număr negativ printre aceste 5 numere pe care le completați. Să folosiți numere întregi de o singură cifră și să nu se repete numerele. Spor la treabă! Aici vedeți două variante posibile pentru piramidă. E posibil că oricare din ele coincide cu varianta pe care voi ați scris-o. Să verificăm, de exemplu, a doua piramidă. 9 minus 2 este într-adevăr 7. 8 minus minus 1 este plus 9. Și minus 1 minus minus 3 este plus 2. Și acum să încercăm să formulăm o regulă. Cum se face, de fapt, scăderea a două numere întregi? Este foarte simplu. Pentru a efectua scăderea celor două numere întregi, de fapt, ce vom face? Primul număr îl copiem la fel, adică descăzutul rămâne la fel. În loc de scădere o să avem, după cum vedeți, adunare, dar vom aduna opusul celui de-al doilea număr. Scăderea putem să o transformăm în adunare cu ajutorul acestei reguli. Să exersăm. O să vă rog să faceți aceste scăderi. Încercați să le faceți singuri. În a doua etapă, observați, conform regulii, am transformat diferența în adunare cu opusul celui de-al doilea număr și am efectuat scăderea, am scris o variantă mai simplă și ne-a dat minus 2. La a doua e minus 7 adunat cu plus 3, rezultatul e minus 4. La cea de-a treia scădere e minus 4 adunat cu 4, care desigur ne dă 0. Și la ultima scădere o să obținem 2 adunat cu 5, care ne dă 7. Și acum, un exercițiu poate puțin mai complicat, o să trebuiască să parcurgeți acest labirint. Trebuie să porniți de la start și să ajungeți la stop. Trebuie să faceți operațiile din fiecare pătrățel, operații de scădere, după cum vedeți, și să ieșiți din pătrățelul respectiv prin rezultatul corect a acestei scăderi. De exemplu, minus 5 minus 7 dă minus 12. Deci ieșirea din primul pătrățel este prin minus 12. O să vă rog să marcați săgețile pentru a ajunge până la stop. Vă puteți verifica dacă ați făcut sau nu corect. Să trecem rapid prin acest labirint. Minus 5 minus 7 este minus 12.
minus 3 minus minus 4 este într-adevăr plus 1, 2 minus minus 7 este plus 9, minus 3 minus 10 îi minus 13, minus 7 minus 4 e minus 11, minus 4 minus minus 11 e plus 7, 10 minus minus 2, e de fapt 10 plus 2, adică 12, și ultima scădere, 9 minus minus 4 e 9 plus 4, adică 13. Felicitări, ați parcurs labirintul. Să vedem acum niște operații în care apare și adunarea și scăderea, dar acum să ne concentrăm pe forma simplificată a exercițiilor, adică să încercăm să le scriem fără paranteze. După cum ați observat și până acum, dacă avem plus în fața unei paranteze, înseamnă că semnul din paranteză rămâne la fel. Adică această operație devine minus 2, minus 5, minus 7. Le puteți face pe celelalte. În a doua situație, minusul din fața unei paranteze face să avem opusul numărului plus 5, adică devine 4 minus 5 și efectuăm scăderea. În a treia situație, minusul din fața parantezei înseamnă opusul numărului din paranteză, adică devine 7 plus 2. 2 plusuri rămâne plus. La fel și în acest exemplu. Aici avem minus minus, care face pozitiv. Aici avem minus plus, care rămâne negativ. Și plusul din fața unei paranteze face să rămână semnul neschimbat. Și am făcut deja și niște operații de adunare și scădere. Ca și temă, vă invit să completați voi acest labirint. Încercați să puneți diferite scăderi în fiecare din căsuță. Și exact la fel ca în exemplul anterior, rezultatul corect a acestei operații reprezintă ieșirea din pătrățelul respectiv. Scopul este să ajungeți de la start până la stop și să marcați cu săgeți sensul de parcurgere al labirintului. Vă mulțumesc și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!